Salutare, salutare! Astăzi iarăși câteva cuvinte așa din un unghi de lume la început de an. Și astăzi vreau să vorbesc despre anumite persoane. Anumite persoane care sunt cu adevărat magice și le întâlnim în viață. Îți dai seama că sunt magice din primul moment în care le vezi. Pentru că emană ceva. Acel ceva, o pozitivitate, o blândețe, o bunătate aparte. Fiecare dintre noi găsim câte o persoană magică în lumea asta, câte o persoană care îți dă starea aia de bine, de bunăstare, de complet. Și aici nu ne referim la mamă, tată, soț, soție sau orice altceva din arborele genealogic, ci pur și simplu din oamenii care călătoresc cu noi și în jurul nostru. Oamenii care au acel ceva, oameni cu care poți să povestești ore în șir și nu-ți dai seama cum trece timpul. Oameni care stau ascunși, poate, în orice colț al planetei noastre, transformați în ascunși, în sub mantia normalității. Dar sunt oameni care au ceva aparte acolo în chimia lor, în felul lor de a se integra în lumea ta, în filozofia ta de viață. Oameni păstrezi acolo, undeva, și atunci când îi găsești, încerci să-ți amintești dacă nu i-ai mai întâlnit vreodată în viață. Dacă nu fac parte din trecutul tău, iar după ce au plecat, stai să te gândești dacă nu sunt așa niște trimiși ai cerului pentru tine. Și rămân așa niște amintiri plăcute, niște cuiburi de suflet, pentru că suflul lor energic îți rămâne acolo, în sufletul tău, pentru o viață întreagă. Aici nu discutăm de iubiri, nu discutăm de atracții, discutăm pur și simplu de magia cu care o doamnă îți povestește sau te ascultă. O doamnă seamănă cu alte persoane dragi care au trecut în viața ta, care au plecat, care poate nu se mai întorc, sau de un domn care are magia luminii în chip, în formă, în gândire. Iar acești oameni magici, în general, vin și pleacă. Pleacă luând cu ei însemnătatea momentului, dar lăsând atât de multe amintiri. Pentru că amintirea lor și suflul lor rămâne acolo pentru totdeauna. Vreau doar să vă spun că e normal, că e uman și mai ales
că e atât de important să păstrăm asemenea amintiri, pentru că, da, sufletele pleacă și vin în jurul nostru, în viața noastră și în armonia noastră. Acum, pentru cei care n-au înțeles nimic din ceea ce am spus eu, pentru cei cărora simplitatea este mai mult decât o simplitate, le spun doar că în viață, cu siguranță, au întâlnit oameni și ai stat și te-ai uitat și ai avut impresia că ai mai întâlnit cândva în viață, deși fizic ar fi fost imposibil. Da, aceia sunt oamenii magici și vă doresc să aveți parte de cât mai multă magie în viața voastră, de cât mai multe taine și de cât mai multă împlinire, mai ales în noul an care vine. Îmbrățișez cu drag.